pe mine, stai joc cu încredere. Da? Vreau să aveți încredere în partener și tu la fel. Bună ziua. Bună ziua. Copii, vreau să vă repetați textele. Haideți să luați un loc aici. Aveți vreo veste de la Alexandru? Nu. Păi și atunci de ce m-ați chemat? Aș vrea să vorbim despre dumneavoastră. Despre mine? Păi copilul meu a plecat de acasă, dumneavoastră mă chemați să vorbesc despre mine? Credeam că știți ceva de Alexandru. Îmi pare rău, nu știu nimic despre el. Păi atunci lăsați-mă în pace, domnule, n-am timp de prostii. Eu am treabă, la două trebuie să fiu la muncă. Stați un pic. Dumneavoastră n-ascultați niciodată. De asta a plecat și Alexandru, că nu l-ați ascultat. Să nu vorbiți așa cu mine, că habar n-aveți ce se întâmplă la mine, familie. Eu chiar știu ce înseamnă părinții care nu-și ascultă copiii. De unde? Aveți copii? Nu. Păi atunci o să vorbiți despre asta când o ți avea. Nu am copii, dar și eu am fost copil bătut și știu ce simte Alexandru. Unde dă un părinte sfințește? Nu, unde dă un părinte rămâne o cicatrice care nu se vindecă niciodată. Eu vreau să-l bat, dar cum să le duc? Cu vorbă bună. Ce vorbă bună? Că ăștia credeți că știu de vorbă bună? Numai de bătaie știu. Nu așa a crescut cu toții? Păi pe mine tata când mă bătea, cu cureaua eu am țiluit. Și v-ați iubit tatăl? N-ați fi vrut să vă asculte? Ba da, ați fi vrut să vă... Ascultă, să vă înțelegeți. Asta vrea și Alexandru. Dom'le, eu nu vreau să-l bat. Dar dacă nu mă ascultă, toată ziua să stau după el, eu nu pot. Eu muncesc în două locuri ca să-mi întrețin familia, că bărbatul meu de ani de zile n-a mai pus mâna să muncească, stă acasă și bea. Pe mine nu mă înțelege nimeni. Eu nu pot să am încredere în nimeni. Dumneavoastră, mă chemați aici să-mi explicați cum să le duc eu pe aia. Eu zic că nu trebuie bătut. Eu zic că trebuie ascultat și să-l înțelegeți. Și poate așa se întoarce acasă și v-ar ajuta. Ce să mă ajute că stai în derbedeu? E un copil cu potențial care acum are probleme. Ce potențial? Că vin de telefoane furate. Alexandru este un copil foarte talentat. A scris o piesă de teatru pe care o repetăm acum. Alexandru al meu? E despre un băiat care nu poate să spună te iubesc. Să zicem că aveți dreptate, dar... Toți părinții își bag copii, nu așa știu. De lucru în lumea și pământul toți părinții își bag copii. Acum, că eu l-am... Eu cred că ar trebui să aveți mai multă încredere în oameni. Și în special în Alexandru. Ce zice să facem un exercițiu de încredere? Eu cred că v-ar ajuta, v-ar relaxa și ați învăța să aveți încredere în oameni. Copii, ea este mama lui Alexandru. Hai să facem exercițiu încrederii. Haideți, hai să încercați. Sigur o să vă facă bine. Haideți. Ia lăsați-mă cu porcăriile astea. Stați, nu plecați, n-am terminat. Vreau să ascultați ceva. Dacă o clipă ar fi stat și m-ar fi ascultat... Poate n-aș fi ajuns aici. Dacă ar fi avut cine să mă asculte... N-aș fi suferit acum. M-aș fi plâns. Și aș fi mers mai departe. Și aș putea striga. Că sunt fericit. Că zbor. Dacă o clipă s-ar fi oprit și mi-ar fi zâmbit. Dacă o clipă s-ar fi întrebat. Ce simt?
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate. Drum cu prioritate.